cum stă lumea și mănâncă, toată lumea stă și mănâncă. Zici că e festival de mâncare. Piața e deschisă în fiecare zi, cu excepția zilelor de luni și marți. De miercuri până duminică, în fiecare zi, de la 10 dimineața la 6 după masa. Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Gabriela din Londra și în vlogul de astăzi mergem la piață. Nu la orice piață, ci la Borough Market, care este cea mai veche piață. Primele informații datează din anul 1270, cu vreo 300 de ani înainte de Ștefan cel Mare. Adică este un obiectiv istoric și turistic totodată, care chiar merită vizitat. Îmi cer scuze pentru tonul vocii, sunt foarte răcită, azi dimineață chiar m-am trezit fără voce și dacă vă întrebați ce caut eu la piață într-o zi în care mă simt atât de rău și abia mai vorbesc, ei bine, aflați că este ziua soțului meu și vreau să merg la Borough Market ca să cumpăr ceva special pe care știu sigur că el își dorește. Când am fost de ziua mea în Germania, am mâncat la mic dejun niște mezeluri foarte bune. Nouă ne plac foarte mult mezelurile nemțești și o prăjitură cu mac. O am și în filmarea din vlogul respectiv, care ne-a plăcut foarte mult, mai ales lui. Când am venit acasă, am început să caut, zic, domnule, dacă este vorba despre Londra, precis și sigur, trebuie să fie magazine nemțești, că vorba aia, am aici în cartier 3 magazine românești, magazine nemțești mă aștept să fie la fel de multe. Am găsit un singur magazin nemțesc, nu avea toate produsele pe care noi le doream și am făcut o comandă, mai bine zis am simulat o comandă, iar termenul de livrare a fost de 14 zile. Și când am văzut asta, am zis, Doamne ferește, 14 zile pentru 2 salamuri și o prăjitură, mai bine le fac singură. După care mi-am adus aminte de Borough Market și știind că acolo este o piață cu produse internaționale, m-am gândit, mai și dacă găsesc la Borough Market salam și prăjitură cu mac. Și din acest motiv merg acolo, pentru că este ziua lui Mihai și îmi doresc din tot sufletul să le găsesc. O să vă povestesc o întâmplare drăguță și anume, în primul an în care m-am mutat eu în Londra, v-am spus, știți că nu știam limba engleză, eu n-am făcut în școală limba engleză, că așa era pe vremea mea. Și atunci am început aici să fac cursuri de engleză și la unul dintre cursuri profesorul ne-a dat temă să facem în engleză o rețetă din zona de unde suntem, că eram studenți, mai bine zis cursanți, nu studenți, că nu era facultate, eram cursanți dintr-o grămadă de țări. Cursul se preda strict în limba engleză. Și atunci am avut temă să mergem în Borough Market, să vorbesc cu vânzătorii în engleză. Era o practică foarte bună și să știți că am observat aici în Londra că și școlile obișnuite, școlile elementare, clasele 1-8 și chiar și liceele scot foarte mult elevii din clasă. Noi locuind într-o zonă cu multe parcuri, tot timpul îi văd făcând proiecte în parc. Mi se pare treaba asta foarte frumoasă și mi-a plăcut inclusiv faptul că la cursul de engleză ne-a scos din sală, din confort, și ne-a zis, ia haideți voi în piață și vorbiți în engleză cu vânzătorii, calculați cantitățile, cereți 200 de grame, de aia a trebuit să cumpărăm și condimente, cereți 200 de grame de sare, 100 de grame de boia, nu știu, mă rog, vai ce văceam. Ok, cred că o să fie frumos, cred că o să vă placă, o să mă străduiesc să fie frumos și să vă placă, așadar o să iau un Strepsils, că poate mă ajută să-mi dea drumul la voce. Ok, așadar mergem la piață, în cea mai veche piață de la 1270, în Borough Market. Piața se află chiar în centru, la London Bridge. Este una dintre cele mai frumoase gări din Londra. În dreptul ei este și celebrul Shard. Aici sub pod este piața, chiar sub șinele de cale ferată.
Avem 19 grade astăzi în Londra, la meteo ne arăta că va fi soare, dar bate un vânt care mi se pare că arată mai degrabă 15 grade, nu a 19. E frig. Astea se aud trenurile, cum merg pe pod. Piața are 3 intrări, dar o să merg la cea principală ca să vă puteți orienta mai bine în cazul în care ajungeți aici, vreți să vedeți piața. Deci e o intrare pe aici, dar nu o să merg pe acolo. E o intrare pe aici, prin gang, ați vă arăt. Pe aici. Dar nici pe aici nu vreau să merg acum. O să merg pe trotuar, pe la intrarea principală. Vai, dar ce frig e! Vai, mama. Încă nu am simțit vară anul ăsta în Londra. Uite, fetele. Fetele sunt dezbrăcate. Bravo lor! Asta este intrarea principală. Nu seamănă cu o intrare de tip anii 1200, dar este un upgrade pe care l-au făcut ei ca să protejeze zidurile vechi. O să intru și o să vedeți mai bine despre ce e vorba. Este un loc foarte aglomerat, în care dacă veniți, deja știți, atenție la poșete, la telefoane. Uite ce e aici. Miroase a mâncare și a mâncare de pește. Uite, de aici, de la Fish. Uite, ăsta este un restaurant cu pește. Și de aici miroase. Ei, și am ajuns în zona cea veche. Pe lângă faptul că este un obiectiv istoric, este și foarte frumos amenajată. Absolut toate standurile sunt îmbietoare. Legumele și fructele sunt foarte proaspete. Uite aici, condimente pentru paste. Și tacâmuri pentru mâncare chinezească. Absolut tot ceea ce îți imaginezi că există în lume se găsește în piața asta. Aici sunt paste și condimente italienești. Uite, pentru spaghetti carbonara, ulei de măsline, miere de albine, piure de castane, brânze de toate felurile. Nu sunt deloc ieftine, în jur de 50 de lire kilogramul, dar știu că sunt foarte bune. Ia să vedem aici ce are. Condimente? Nu. Siropuri din plante și condimente. Uite, sirop de cireșe, sirop de trandafiri, sirop de usturoi. Ăsta oare mi-o fi mie? Bun, la gât. Vin alb, vin roșu, vin roze, mezeluri și șuncă. Și astea, din câte știu eu, sunt specific italiene. Gorgonzola, burrata organică, mozzarella di bufala.
și prețurile cam tot așa, în jur de 50 de lire kilogramul banu. Uite, aici sunt un pic mai mici, în jur de 35. Și ce fain arată brânza asta. Roatele sau roatele, nu? Sau roțile de brânză? Roți de brânză sau roate de brânză? Cred că roate. Roțile sunt cele de la mașină. Taste Croatia. Taste Croatia. Gustul Croației. Salam cu trufe. Condimente, brânză. Ulei cu trufe. Condimente Spice Mountain. Toate condimentele care există în lumea asta sunt aici. Bianca and Mora. Ulei, oțet balsamic organic. Uite, fără zahăr, n-are aditivi, amelioratori de gust. Și iar brânză și brânză și brânză de toate felurile. Sper că nu vă fac poftă, nici eu nu am mâncat nimic azi și nici nu o să cumpăr din astea. V-am zis de ce am venit aici. Așa că și eu sunt tot spectator. Uite și un magazin de flori. Ia să vedem dacă tot am ajuns aici. Se aude trenul cum trece pe pod. Ia să vedem aici ce are. Brânză. 47 de lire kilogramul. Aici 15 lire este plasa, nu brânza. Sus la etaj sunt restaurante. De aceea și mirosul din zonă este preponderent de mâncare gătită, foarte gustoasă. Ia să vedem aici mezeluri și cârnați. Salam uscat, bacon, pastrama. Toate variantele posibile. Și iarăși roate de brânză. Și se aude trenul, trecăm pe pod. Cam asta e atmosfera din piață. Oh, ia uite aici ce șvaiță. Oh my god. Ia uite aici. O gaură de asta e cât jumătate din palma mea. Ia uite ce specialități de salamuri n-am văzut niciodată. Unul la 5 lire sau 3 la 13 lire. Nu sunt așa de scumpe. Ia să vedem. Am luat un strepsils pentru că altfel nu o să pot vorbi. Uite, pâine, ciabatta cu garcia. Prânzeturi franțuzești. Măsline. Wow.
ouă, lapte, unt și brânză de la fermă. Multe puburi cu terase chiar în stradă. Oamenii se opresc, mănâncă, se simt bine. Măsline și ulei de măsline. Într-un milion de sortimente. Măcelărie și pește. Și aici fructe de mare, scoici, raci și toate pietățile marine. Oh, ce penibolul ăsta în formă de tentacule de caracatiță. Pe lângă partea de vânzare, oamenii și gătesc, poți să le cumperi și preparate. Și peste tot este coadă. Uite, aici este paella cu fructe de mare. Ia să văd, poate cumpăr și poftă mie. Ia uite. Este foarte aglomerată piața și multe cozi. Văd că mâncarea de aici e apreciată. Hai să vedem un magazin de vinuri. Bere. Vin? No recording. No? No. Aici la etaj este încă un restaurant. Asta este intrarea, foarte frumos aranjată cu flori ca să te atragă. Aici sunt cârnați în foietaj. Legume și fructe. Astea sunt plăcinte cu vită, din acelea de care comand eu la pub. Uite, porc, tot porc, 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 brânză și ceapă, steak. Și încă un magazin de vinuri, vinuri și prosecco. Și cireșe, inimă de bou, cum le zicem noi, 15 lire kilogramul. Să luăm și niște cireșe de-astea mari și dulci. Și acum mă așez la coadă la paella, că mi-a plăcut prea mult cum arată. Vreau să o gust. În fiecare colțișor se mănâncă și se bea câte ceva. E o atmosferă, e o atmosferă foarte, foarte faină. Okay, merge. Doamna ține ordinea la rând pentru că este atât de aglomerat încât e foarte ușor ca cineva, un șmecher, să sară coada. Și atentă să nu se întâmple asta. 10 lire un platou. Are și caracatiță prăjită și paella cu fructe de mare. 10 lire și paella. Uite, scrie bomba paella, 10 pounds. Mamă, ce e aici? Nu știu dacă vă place peștele. Este mâncarea mea preferată, pește și fructe de mare. Wow. Ia uite ce caracatiță faină. Extraordinar. Și miroase foarte bine, nu miroase deloc rău. Și dacă am luat paella, să iau și sangria. Măcar să ne simțim cam în Spania 100%. Sucuri naturale din toate fructele posibile. Căpșuni cu ciocolată. Le iei la pahar, mergi pe stradă și mănânci.
ouă scoțiene și patiserie, foietaj umplut cu cârnați, sandvișuri cu friptură de vită și cartofi prăjiți. Coadă mare la orez cu ciuperci. Tot așa, ca să mănânci aici. Ia să vedem ce are aici. Prăjitură. Da, ce prăjitură fi astea. A, gogoși. Gogoși cu fel de fel de umpluturi și glazuri. Și aici este pâine, pâine și croasante. Creme brulee. Au, ce bine arată toate. Și uitați-vă cum stă lumea, efectiv, pe trotuar și mănâncă. Extraordinară e atmosfera. Da, chestia e că nu am văzut nici mezeluri nemțești, nici prăjitura cu bac. Și pentru prăjitură, pentru că vreau neapărat să-i fac lui Mihai surpriza asta, o să mă duc la magazinul românesc să cumpăr ingredientele și să o fac eu, că nu am de ales. Mâncare japoneză, mâncare chinezească, mâncare franțuzească, românească n-am văzut, dar nu m-aș mira să fie. Văd cum stă lumea și mănâncă, toată lumea stă și mănâncă. Zici că e festival de mâncare. Piața e deschisă în fiecare zi, cu excepția zilelor de luni și marți. De miercuri până duminică, în fiecare zi, de la 10 dimineața la 6 după masa. Cam asta este atmosfera din cea mai veche piață din Londra. Nu am găsit mezeluri nemțești, nu am găsit nici prăjitura cu mac. Așadar, o să mă duc la magazinul românesc ca să iau ingredientele și să o fac eu acasă. Ce ingrediente am nevoie de la magazinul românesc? În primul rând, mac. Îmi trebuie aproape jumătate de kilogram de mac. Și la români știu sigur că găsesc. Am găsit la magazinul românesc tot ce am nevoie. Zahăr, pudră, am nevoie, împărat, făină. Astea erau importante. Deci, 99, o liră de pound pachetul. Am nevoie de 300 de grame. Așa. Ce mai cumpărat? Am cumpărat esență de vanilie. Că se găsește și aici esență de vanilie, dar parcă nu are gustul ăsta, eu îl prefer pe ăsta. Și am cumpărat și un vin românesc, e foarte, foarte bun, îl știm, Pinot Grigio Surcova România. No, și acum mă duc să fac prăjitura. Rețeta am luat-o de pe site-ul lui Savori Urbane, Crumble Mac. Ia să vedem. Uite aici, asta este rețeta. Așa va arăta. Puteți să căutați rețeta, este foarte ușor de făcut. Ne arată ce avem nevoie pentru aluat, ce avem nevoie pentru umplutură. Și cam asta e treaba. Am făcut două bile de aluat, nelipicios, foarte fraged. Urmează să le bag la frigider acum pentru 2-3 ore. Așa arată macul fiert în lapte cu zahăr și cu vanilie. Dar în rețetă scrie că trebuie să dăm 2-3 clocote. Ei bine, eu l-am fiert aproape jumătate de oră, poate chiar mai bine. Și cred că așa cum am făcut eu este corect. Acum urmează să continui crema, să bat albușurile și să încorporez macul ăsta fiert. Și așa arată crema la final.
numai bună, de așezat între cele două foi, pe care o să le coc aici. Le scot acum din frigider. Am scos aluatul din frigider. E destul de tare. O să-l întind așa ușor cu sucitorul. O să se înmoaie. După aia dau la cuptor și e gata. Uite așa frumos. Așezăm aluatul în tavă. Miroase foarte, foarte bine. E așa de aromată. Sunt sigură că o să-i placă mult lui Mihai. Acum am pus umplutura cu mac. Întind așa frumos. Ce fain arată. Așa. Și asta este foaia a doua pe care am întins-o. Foaia este extraordinar de fragedă. Din acest motiv se rupe așa, dar nu este o problemă, pentru că în unele rețete am văzut că foaia asta de deasupra nu este foaie continuă, ci este aluat sfărmat. Așadar, nu e nicio problemă. Și acum merge la cuptor. 180 de grade, 40 de minute. Piuie cuptorul. S-a terminat plăcinta de copt. Așa arată prăjitura cu mac. În rețetă scrie că trebuie pudrată cu zahăr. Nu am mai pudrat-o pentru că e suficient de dulce. Aseară când am făcut-o, am mâncat câte o felie. Ne-a plăcut foarte mult. A fost excepțională.